Glumele cu tente sexuală între Ana Mona și Antoniu continuă și anume Ana Mona îi spunea lui Antoniu că i-a simțit-o deja și că nu este ceea ce simte acum, nu este piciorul. Păi, nu știu, mă, mie se par glumele astea cu tente sexuală atât de directă, cu patru mame de față sau cinci câte sunt acum, mi se par... Nici măcar, nici nu știu cum să le cataloghez. A întrebat fiind pe cine ea la hotel, a spus că pe Antonio. Ce să vă mai zic? Să vă mai zic ceva? Toată casa o scandează și spune Anemona să câștige, pentru că am înțeles că Anemona inițial a spus că o să o ia pe Diana la hotel, apoi a spus că o să o ia pe Cătălina, apoi pe Hatice. Și tot așa, și toată casa îi face galerie și crede că Anemona va fi câștigătoarea task-ului.